Astăzi avem o temă cu totul și cu totul specială. Este o temă ce se referă la destinul sinelui fiecăruia. Tema se intitulează, după cum bine știți, Viitorul începe astăzi. Ca să exemplific aceasta, am ales ca și titlu pentru discursul meu, Eudaimonia Viitorului. Eudaimonia este un cuvânt de origine greacă ce semnifică fericirea. Probabil vă întrebați de ce fericire, de ce a ales ea tocmai fericirea pentru această temă. E bine, am ales fericirea pentru că viața mea este jovială, colorată, plină de bucurii și am vrut să vă împărtășesc și dumneavoastră câte puțin din aceste chestii. Voi începe discursul meu prin a spune că viitorul este suma tuturor pașilor pe care îi faceți, fie că sunt ei mici, mari, că îi ignorați, că îi luați în râs și că orice formă de înnoire este de fapt o formă de viitor. Fiecare dintre voi aveți un destin, ceva favorit pentru fiecare în parte, ceva unic, pentru că de asta suntem noi și suntem identități separate. Albert Einstein spunea, eu nu mă gândesc niciodată la viitor pentru că oricum el va veni. De fapt, această asertiune este o contrazicere, pentru că dacă nu s-ar fi gândit la viitor, cum altfel ar fi ajuns el la această concluzie că, citez, oricum viitorul va veni. Această contrazicere este sudată de faptele umane, pentru că pun pariu că fiecare dintre voi v-a spus cel puțin măcar o dată întrebarea ce este viitorul, când începe viitorul, cum va fi viitorul meu, v-ați gândit la ziua de mâine, la concursul acesta, ce va fi mâine, ce-mi rezervă această zi, voi reuși la examen, lista poate să continue. Pentru mine, eudaimonia înseamnă tot ce mă înconjoară. Am încercat să iau frumosul din fiecare lucru în parte. Poate chiar un zâmbet, o privire, este ceva ce îmi luminează viața, îmi luminează pașii. Nu știu dacă v-ați gândit când ați mers dimineața la muncă sau la școală, că ați mers pe partea aceasta și n-ați mai luat-o pe drumul obișnuit. Este o formă de viitor, o formă nouă, o înnoire. Ați adus ceva nou în viața dumneavoastră, ați pășit pe un alt drum. Este ceva nou. Sau v-ați cumpărat o pereche de cercei nouă pe care v-ați gândit când voi purta această pereche de cercei. Sigur, va fi cu o ocazie specială și, iată, o formă de viitor. Ceea ce vreau să vă arăt, de fapt, este că viitorul este în fiecare dintre noi, dar în forme diferite. Cu toate acestea, avem un scop comun, pentru că astăzi suntem cu toții aici și am venit să spunem lucrurile pe nume, să spunem ce gândim. Este o ocazie unică pentru noi, pentru că nu de foarte multe ori ni se oferă ocazia să spunem tot ceea ce simțim, ce gândim, să transmitem simțirile noastre. Acesta este scopul nostru comun acum aici la această întâlnire și de ce nu și forma de a câștiga, de a arăta lumii că într-adevăr tu poți. Și cum omul nu a venit pe pământ pentru a fi victorios, ci pentru a evita înfrângerile, tot de aceea sunt și eu aici. Asta fiind un al doilea scop, pe lângă faptul că eu chiar îmi doresc să vă arăt că fericirea este ceva frumos și fericirea constă în lucruri mărunte. Fericirea este, de fapt, o formă de viitor pentru dumneavoastră. Voi încheia discursul meu prin a spune că, înainte de ziua de mâine, a rămas un drum neînceput în care viitorul începe chiar astăzi și sunt sigură că viitorul meu începe astăzi, aici, cu dumneavoastră. Mulțumesc!